Vestea despre concursul organizat de Opera din Iași a ajuns pe mai multe continente, iar candidații nu au ezitat să vină de la mii de kilometri depărtare pentru a-și împlini visul, o viață dedicată dansului. În final, din aproape 250 de candidați înscriși, au ajuns la audiții 90. I saw the list and I saw like many people around the world and I think I'm the only Finnish one. Sunt din Franța, din Strasbourg. Și cum le vorbești atât de bine limba română? Maica mea e bucureșteancă și am venit în România cu 3 ani ca să lucrez. M-a atras foarte mult repertoriu, calitatea muncii, profesionalismul. A lot of companies closed because of COVID and a lot of dancers lost their job. So a lot of dancers are trying to do audition. Organizatorii cred că publicul va avea doar de câștigat de pe urma competiției acerbe. Cum să privim această concurență uriașă, nu? Pentru un post de colaborator aici la Iași. De bun augur să o privim înainte de toate, înseamnă că publicul este cel care are de câștigat. Comisia care a supervizat concursul a fost alcătuită din specialiști renumiți. Mă bucură că sunt atâtea talente, atât doritori, că piața internațională în domeniul artei coreografice are viitor. Cei 15 artiști selectați în urma probelor vor deveni balerini colaboratori permanenți pentru stagiunea 2021-2022 la Opera Națională Română Iași.